Reprezentantul special al OSCE din partea Germaniei pentru procesul de reglementare transnistreană, Corde Meyer Claude, care efectuează o vizită în Republica Moldova, apreciază eforturile depuse de guvernul de la Chișinău pentru pregătirea strategiei de reglementare transnistreană. Diplomatul a adăugat că, deși este conștient că evoluția lucrurilor nu este acolo unde se dorește, totuși e de apreciat că guvernul s-a angajat ca la începutul anului viitor deja să aibă gata o strategie de reglementare, iar aceasta ar putea da un nou suflu negocierilor. Very much welcome the readiness by our partners to continue working on the basis of what we achieved in Berlin, that is a real new character of substantial 5+2 meetings with issues and a roadmap. Guvernul Republicii Moldova vrea să implementeze un sistem bine ajustat de acțiuni care ar permite rezolvarea în complex a problemelor de reintegrare teritorială a Republicii Moldova. Noi considerăm că este nevoie de a crea, de a pune fundamentul, de a crea carcasa, după care de a merge pas cu pas pentru a edifica și a restabili spațiile unice ale Republicii Moldova și a restabili Republica Moldova cu integritatea ei teritorială. Noi ne vom baza și pe Constituție și pe legislația care este în vigoare. În timpul misiunii, diplomatul german s-a întâlnit și cu reprezentanții Tiraspolului. Vizita reprezentantului OSCE a avut loc și în contextul pregătirii Consiliului Ministerial al Organizației, care se va desfășura la Hamburg în luna decembrie.